La fel, Doamne ajută. Da, bine că ai venit. Hai, Mona Lisa. Dacă nu vă răspund la o parte din mesaj, nu prea pot să citesc. Trebuie să fiu atent aici. Mergem după Somon, am intrat pe insulă în Norvegia. Vom merge să încărcăm mâine. Avem vreo 70 km de mers prin pădure așa, dar mai e greu drumul. Dar sperăm să îi dăm de capăt până la urmă. Vom încărca mâine pentru Olanda, dar voi lăsa la aeroport, la Gardermoen, pe Pește Express, care trebuie să ajungă mai repede. Salut, salut la toți! Fiecare seară frumoasă la toată lumea! Da, mersi, Doamne ajută! La cât mai mulți! Vă aștept cu un follow aici pe contul de YouTube. Am postat mai mult acolo, mai lungi. Vă găsiți și acolo și pe Instagram. Cam în gustă, văd. Salut, Vasile! Bă, tocmai ce am intrat pe insulă, merg după pește să-l iau de aici. Sper să ajungem cu bine până acolo. Doamne ajută! Pe Norvegia, pe insulă, cineva pe sus, nu știu, pe aproape. Nu am idei cum se numește insula asta. Acolo, Bocului. Ambițios. Nu-i vezi cântirea.
trebuie să-mi iau un gelofar și mi-l pun în frunte pe aici. Eu nu vreau să intru în polemici din astea cu salarii. Salarii diferă în funcție de firmă, în funcție de contract. Eu nu sunt pe contract din Norvegia. Da, păi nu știu, s-a zburlit un pic. S-a stricat vremea un pic, dar nu știu. Ei, mai avem săptămâna asta. Mergem acasă, după aia cât stăm până în ianuarie, are timp să mai așeze. Bani importante și bani important și contractul cu mălai. Important este sensul bine, să ai mediul ok. Igiena și multe altele, știi? Camioanele să te ajute. Nu-i sensonic, dar e pe stâncă și că mergi pe insulă pe stâncă, așa e drumul din ăsta. Îți merg eu și mai întâlnești cu unul pe aici, acolo, care trebuie să te aștepți reciproc, știi? Infrastructura pe insulă e proastă. Aici avem val de 11%, deci vă dați seama, coborârii cu 11%. Să lăsăm în centru, că dacă luăm, ne ia viteză, nu ne mai oprim.